La cererea telespectatorilor, da, puteți intra pe pagina de Facebook a emisiunii care, șoc, poartă același nume ca emisiunea și ne puteți propune subiecte. O dovadă că nu intrați și nu propuneți degeaba subiecte este exact acest material, semnalat de voi. Din păcate, mă rog, ați uitat să dați și un titlu, dar asta e. De data asta vom lăsa doar așa, la cererea telespectatorilor. Dar subiectul e bun, nu trebuie să renunțăm la el doar din lipsa unui titlu și nici nu trebuie să-l comentăm prea mult. E simplu, e vorba despre o declarație recentă a unei moderatoare TV în timpul evenimentelor tragice din Franța. Mișcare care s-a constituit extrem de rapid și care vine să surclaseze ceea ce a însemnat până nu de mult Al-Qaeda, asimilată de asemenea ideii de teroare musulmană. Dar nu s-a dovedit dacă erau musulmani în spatele Al-Qaeda sau popoare de o altă religie, de o altă structură religioasă, să nu-i numim pe cei din poporul ales. Ați înțeles ce spune Denis Rifai? Că nu s-a dovedit că în spatele Al-Qaeda ar fi fanatici islamiști. Ba din contră, s-ar putea ca Al-Qaeda să fi fost înființată și subvenționată de evrei. Da, e logic, domne. Ce naiba, nici nu știu de ce nu ne-am dat seama până acum. De fapt, evreii omoară evrei, da. Evreii sponsorizează atentatori care le aruncă în aer copiii. Evreii sunt răul suprem. Doamna Rifai, vă mulțumim că ne-ați luminat. Rămâne totuși o întrebare. În spatele dumneavoastră, în spatele lăsării pe post a unor asemenea inepții, e tot poporul ales sau doar niște proști incomensurabili?